Salut! Sunt Robert Stănciulescu și vreau să discut cu voi în episodul ăsta mic sau mare, o să vedem cum o să iasă, despre cine câștigă întotdeauna la bursă. Pentru că sunt niște business-uri de-astea în care există tot timpul niște câștigători și există și niște pierzători. Așa e în viața asta. Da, deci de obicei câștigătorii iau de la aia pierzători și trebuie să fie din ce în ce mai mulți de ăștia care vin în sistem ca tu să câștigi, unii să piardă, mulți să piardă, pentru că așa sunt făcute sistemele astea, și puțin să mai și câștige ca să poată să îi atragă pe aia la alți proști care trebuie să vină să pompeze bani acolo. Da. De ce proști? Pentru că probabil că o să supăr pe unii și pe alții pe aici. Pentru că, din punctul meu de vedere, atâta timp cât tu nu ai niciun control asupra sistemului respectiv și asupra business-ului respectiv, pentru că asta e realitatea. Tu pui niște bani la bursă într-un business în care tu nu ai control. Și posibilitatea de a-ți exercita controlul acolo este extrem de mică. Și atunci alții controlează chestia aia. Și dacă o controlează alții, ăia fac ce vor mușchii lor, tu poți să te prinzi sau nu. E ca la un joc de loterie, din punctul meu de vedere, în care tu bagi niște bani și aștepți să se întâmple ceva. Da? Bun, nu e chiar 100% ca la jocul de loterie, e cam 80%, pentru că aici mai ai niște date după care te poți lua, adică niște cifre, niște un istoric. Da, adică mergi pe, cumva pe premiza, bă, dacă ăștia au făcut până acum și au avut profit, o să aibă și de acum încolo. Da. Ceea ce în multe cazuri e posibil să fie adevărat, de exemplu Coca-Cola. Da. Probabil că nu o să pice foarte curând firma asta. McDonald's, probabil că nu o să pice foarte curând. Adică au o istorie în spate, lumea încă se duce și cumpără produsele lor. Ăștia tineri, că văd că ăștia mai după 35 de ani așa încep să nu mai consume astfel de prostii și astfel de bazaconii și sau consumă foarte rar și din ce în ce mai puțin. Da, nici nu suntem în target, pentru că dacă ați văzut reclamele de la băuturile astea și de la astea, nu suntem noi ăștia în target peste 35 de ani, că știu că nu ne mai convin, că nu mai suntem atât de inocenți, să zic așa. Am mai trecut și noi prin viață și am mai văzut niște lucruri și știm ce ne face bine și ce ne face rău. Ăștia tineri sunt în target pentru că sunt ușor de convins, sunt cu chestii de-astea, wow, așa, hai că dacă e gașca încercăm și noi și tot așa, și probabil că de-asta o să funcționeze în continuare. Da? Deci, sunt unii și sunt niște afaceri de genul ăsta, de exemplu bursă, în care sunt unii care câștigă în permanență. Chiar dacă tu pierzi sau câștigi și ai șanse să pierzi sau câștigi sau să câștigi, incontrolabile de către tine sau foarte puțin controlabile de către tine, eu sunt de principiu că trebuie să te duci în zone în care tu îți manifesti cel puțin controlul, adică la un moment dat când vezi că se duc lucrurile într-o direcție sau alta, să poți să îți manifesti control. Și aici poți, că vinzi acțiunile, dar în sensul în care să controlezi ce se întâmplă acolo în compania aia, da? Ceea ce nu poți face la bursă. Ăsta e unul din motivele pentru care eu nu bag bani acolo. Și atunci, deci sunt niște business-uri de genul ăsta, asta la bursa, sunt ăștia cu dezvoltarea personală, în care sunt unii care câștigă tot timpul și foarte mulți care pierd. Pentru că da, trebuie să ți se creeze senzația asta că, bă, uite, poți să fii și tu milionar. De parcă ăsta ar fi un deziderat să fii milionar. Nu știu dacă ăsta e un deziderat pentru, probabil că pentru foarte mulți oameni este un deziderat. Ăștia alți care mai suntem așa și am mai trecut în viața asta, a fi milionar nu e un deziderat, din punctul meu de vedere. Dezideratul e altul. Dezideratul este să îți asiguri niște venituri constante, să ai o independență financiară, să fii liniștit la creier, pentru că asta este cea mai importantă chestie din punctul meu de vedere, pentru că dacă ești liniștit la creier, restul e foarte ok și restul încep să vină, adică în momentul în care ești liniștit la creier. Dacă ești milionar și ai foarte multe chestii care îți afectează creierul și stabilitatea psihică și fizică, e foarte nasol. Nu știu dacă v-am povestit pe aici, dar probabil că o să, e foarte posibil să vă povestesc. La un moment dat stăteam la masă cu un tip care
avusese înainte de criza de 2008, avusese o firmă mare de construcții, 30 de milioane de euro. Și a căzut în criza din 2008. Ceea ce s-a întâmplat la foarte multe companii, adică nu e o chestie singulară, mai ales de construcții. Și acum avea un alt business, mult mai mic, undeva până într-un milion de euro, sau în jurul ăla. Și te-am amasă și mi-a zis, bă, Robert, eu am remarcat, am înțeles după toate chestiile astea, că eu acum când stau la masă, mănânc tot cu o făculiță și cu un cuțit, la fel cum eram și înainte. Acum, adică am același nivel de stil, am același nivel de viață, adică mă duc în concedii, am mașină, am casă, n-am absolut niciun fel de problemă. Sunt mult mai liniștit atunci decât eram acum, acum decât eram atunci. De ce? Pentru că acum lucrez pentru mine. Atunci nu lucram pentru mine, atunci lucram pentru bănci, pentru furnizori, pentru angajați, pentru creditori, pentru toți ăștia, mai puțin pentru mine. Da? Și am trebuit să dau faliment și să ajung în situația de a mă reseta complet ca să înțeleg chestia asta. Că la finalul zilei când te așez la masă, tot cu o făculiță și cu un cuțit mănânci, cu o lingură. Adică nu mănânci cu trei făculițe, cu trei cuțite și cu cinci linguri, că n-ai cum. Da? E, când o să ajungeți să înțelegeți chestia asta foarte mulți dintre voi și foarte mulți dintre noi, pentru că eu am înțeles-o mai de mult chestia asta, în momentul în care o să ajungi să înțelegi chestia asta, lucrurile se vor schimba fundamental. Da? Bun. Cine câștigă la bursă? Să ne întoarcem. Și cine câștigă în dezvoltare personală? Că sunt foarte mulți de ăștia așa coach, au apărut așa peste noapte, toți așa sunt coach, fără niciun fel de experiență și fără niciun fel de chestie în business, dar sunt coach, adică învață pe alții cum să devină milionari. Și singurii care devin milionari e foarte posibil să fie ei, nu ăia alți din jurul lor sau puțin din ăia alți și ei, adică ei întotdeauna, adică ei foarte mare, au foarte mare probabilitate să facă chestia asta, ăia alți din 100 probabil că va deveni 1 sau din 200 vor deveni 1, restul de 199 sau 99 contribuie la bunăstarea respectivului. Așa se întâmplă și cu bursa. Da? Sunt două categorii care câștigă la bursă. Una este bursa, care câștigă tot timpul, adică cea care intermediază tranzacțiile, și al doilea sunt brokeri. Ăia niciodată nu pierd. Din ecuația asta, tu, broker și bursă, singurul care are cea mai mare probabilitate de pierdere ești tu. Ăștia la alții, bursa și brokerul, niciodată nu pierd. Tot timpul câștigă. Da? E foarte simplă ecuația. La fel și în dezvoltare personală. Tu și ăla care vinde chestiile astea de dezvoltare personală, că vrei să fii milionar și că te faci milionar peste noapte, ai foarte mari șanse ca tu să dai banii și să nu câștigi nimic din toată treaba aia. Niște experiență de viață, da? E bună așa. Da. Ca să dai niște sute de euro să câștigi niște experiență de viață, da, până la urmă e ok. Dacă vrei, că e decizia ta până la urmă. Cel mai și singurul care câștigă e ăla care face dezvoltarea personală și care îți vinde materialele respective. Nu spun că toți sunt răi și că nu e bine să joci la bursă sau că nu e bine să mergi pe chestia asta de dezvoltare personală. Spun doar că trebuie să-i alegi cu grijă. Și că și la bursă, în momentul când investești, trebuie să ai destul de multă experiență și maturitate ca să-ți dai seama în ce zonă să te duci și să-ți apreciezi foarte bine riscul. La fel se întâmplă și cu chestia asta de dezvoltare personală. Trebuie să-ți alegi bine oamenii respectivi, pentru că unul care e foarte ok și care știe ce face, nu vrea să te prostească. Pentru că te prostește o dată sau de două ori, după care el se duce în cap. Și o să spună de la început, bă, tu poți să faci sau nu poți să faci chestia asta. Da? Adică unul care e foarte ok, o să aibă o discuție cu tine și o să spună, bă, tu poți să o faci sau nu poți să o faci. Pentru că are suficient de multă experiență ca să-ți dea seama. Adică e foarte ușor să te prostească și să-ți ia banii, numai că în momentul în care te prostește și-ți ia banii, a făcut chestia asta odată, de două ori, după care se duce în cap. Da. Bun. E alegerea ta dacă te duci în direcția aia sau aia. La urmă, dacă nu încerci, și eu am constatat chestia asta în foarte multe situații, poate să spună oricine ce vrei, ce vrea, până nu încerci tu și până nu dai cu capul, nu o să fii convins. Și e bine să faci așa. Adică e bine să te duci să încerci să dai cu capul, pentru că în momentul în care ai încercat și ai dat cu capul, este cea mai bună lecție pe care o poți avea.
Da? După care începi să te gândești, bă, dar de ce am greșit, unde am greșit și ce s-a întâmplat. Nu o să faci asta înainte. Dar o să o faci după ce ai dat cu capul și cu cât dai cu capul mai tare, cu atât o să te întrebi, bă, dar unde am greșit și de ce am greșit și ce trebuie să fac în viitor ca să nu mai greșesc. Că de fapt nu a dat cu capul e problema, toți dăm cu capul și e foarte ok. Ideea este să nu dai atât de tare încât să ți-l spargi. Și a doua chestie foarte importantă este să te întrebi, bă, de ce am făcut asta și ce pot să fac în viitor ca să nu mai fac chestia asta. Da? Bun, cam atât vreau să spun. Dă click pe subscribe și pe clopoțel. Te anunț eu tu cum mai pun filmulețe pe aici. Mulțumesc, la revedere!